Găinușa fermecată. A fost odată ca niciodată un om sărman care avea doi copii mici. Omul își câștiga traiul adunând vreascuri din pădure și vânzându-le. Într-o zi, băiatul cel mic îl rugă să-l ia și pe el în pădure. Omul nu se lăsă înduplecat la început, fiindcă știa cât de greu îi va fi cu cel mic după el. Va trebui să-l ia în brațe și să-l supravegheze mereu. Dar în cele din urmă se lăsă convins de lacrimile copilului și îl luă cu dânsul. Ajuns în pădure, copilul se așeză cu minte pe un buștean. După un timp, zări la mică distanță de el ceva strălucitor în iarbă. Uitându-se mai bine, văzu un ou cu totul și cu totul din aur. Îl luă la dânsul și vru să-l arate tatălui, dar acesta nici măcar nu se uită spre el. Își vedea de lucru și se gândi că micuțul a găsit oul vreunei păsări de prin pădure și ceru să-l pună la loc. Copilul vru să-l asculte și zări la mică distanță de locul unde găsise oul și cuibarul de unde acesta căzuse. În cuibar se afla o găinușă de aur, iar copilul încântat o prinse cu gând să o ducă acasă. Tatăl nu observă ce ascunde copilul sub haină. Când ajunse acasă și auzi cotcodăcit, îi ceru fiului său să elibereze găina, căci nu au trebuință de dânsa. Totuși, când copilul îi dădu drumul cu lacrimi în ochi, tatăl își aruncă o privire spre el și, văzând găina de aur, o prinse îndată pentru ca nu cumva să-și ia zborul. Se îmbogățiră în curând vânzând ouăle găinii și de atunci tatăl învăță o lecție foarte importantă: să îi acorde mereu atenție și încredere fiului său cel mic.